și cumva a ajuns acasă. Cum comentați situația aceasta? Ați vrut să vă predați și nu v-au trimis acasă? V-au sunat acum, v-au chemat? Nu vorbe, spuneți-ne! Rezolvat, domnul Rebeș, ce știți? Domnul Rebeș. Să mă ajute la cărat până unde vreau. Ați stat dumneavoastră? Nu, nu. Eu nu am voie să ridic, dar... Le luați dumneavoastră. Aveți multe bagaje, văd. Da. Nu știți cumva ce s-a întâmplat? De ce v-ați întors acum? Știți cumva s-a primit mandat? Bărbatul de 63 de ani din Baia Mare s-a prezentat astăzi la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, întrucât pe numele său, Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru o perioadă de 3 ani de zile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. S-a întâmplat, s-a predat mai de dimineață, am zis că a venit, nu a plecat. El s-a prezentat la poliție întrucât avea cunoștință despre sentința penală. Unde va fi încarcerat? Va fi încarcerat în centrul de reținere și arest preventiv Maramureș.